Salutări, sunt la garaj. Ieri am terminat primul panou complet cu suport. O să-l vedem imediat. A durat ceva mai mult decât mă așteptam, dar sunt mulțumit de rezultat. Doar montajul durează circa 1,5 ore, montajul, reglaj, tensiune, aliniere. Însă acum avem un suport care se poate regla la majoritatea, dacă nu toate, unghiurile posibile și imposibile de interes. Din păcate e nor, urmează să-l scoatem afară pentru testare, performanțe optice și mai ales termice. Cum spuneam, sunt destul de mulțumit de rezultat. Construcția e bine aliniată, destul de solidă și ar trebui să genereze 450 de W termic focalizat pe o țintă neagră, putere solară concentrată. Da, acesta este garajul unde am amenajat un mic atelier și unde practic produc aceste concentratoare solare modulare. Piesele prelucrate în prima încăpere și mai am o încăpere unde se realizează asamblarea finală, după cum vedeți. Al doilea concentrator este în curs de asamblare. Va fi gata în circa jumătate de oră. Și urmează al treilea, ceea ce ar trebui să fie suficient pentru a putea face un grătar solar într-o zi frumoasă însorită. Atât pentru azi. Ne revedem curând. O zi bună!